domnule primar Brădulescu, bună dimineața. Bună dimineața, bine ați venit. Bine v-am găsit. V-am întrerupt de la o scurtă vizită de lucru la școala din centrul Comunei Budești. De aproximativ o săptămână se lucrează de zor la reabilitarea școlii. Da, de o săptămână de zile am început această investiție, să lucrează la extindere, dotare și modernizare școală de centru Budești. Investiție finanțată pe fonduri europene. Am reușit să finanțez această școală prin fonduri europene, după cum vedeți și dumneavoastră. La acest moment am început efectiv lucrările și sper ca aceste lucrări să fie terminate cât mai repede și cât mai bine. La fel, tot în această incintă, am în lucru grădinița cu program normal Budești, o grădiniță nouă, de la zero, o grădiniță care, din punctul meu de vedere, vine în sprijinul cetățenilor localității Budești, în așa fel încât copiii din această localitate să frecventeze cursurile la grădiniță în condiții extraordinar de bune, la fel de bune ca în oraș sau în clădirii cu asemenea destinație, la fel de moderne, la fel cum va fi și această clădire. Probabil o să luați în următoarea perioadă imagini și de la acest obiectiv de investiții. Sunt foarte bucuros că prin cele două investiții reușesc să schimb cumva înfățișarea școlilor de pe raza localității, în special înfățișarea școlii de centru Budești, o școală care nu a fost reabilitată de foarte, foarte mulți ani și era neapărat nevoie de această investiție și de această lucrare. La o reabilitare, după cum bine știm, cel mai important este acoperișul. Da. Cât de degradat era acoperișul acestei da, școli? Da, efectiv ploua în școală. Și acesta a fost unul din motivele pentru care m-am luptat să obțin finanțare pentru această investiție și încă o dată spun, sunt foarte bucuros că am reușit, pentru că această școală necesita neapărat reabilitare de la zero și nu o zugrăveală sau schimbarea unui parchet într-o sală de clasă, lucru care am făcut-o până la acest moment, dar numai că nu erau eficiente. Și a trebuit să apelez la asemenea finanțare, în așa fel încât să pot să rezolv această problemă pentru localitate. După montarea noului acoperiș, practic, ce presupune reabilitarea totală a școlii? Deci presupune înlocuirea acoperișului, extinderea acestei școli cu încă două săli de clasă, relocarea centralei termice din punctul în care a fost și montarea unor centrale termice noi, grupurile sanitare reabilitate, instalațiile electrice înlocuite, instalațiile termice revizuite și înlocuite, tencuielile interioare și exterioare, pe exterior va fi izolată termic, în așa fel încât să creăm cât mai bune condiții elevilor de la care frecventează această școală, cât și a profesorilor, bineînțeles. Ce costuri presupune această reabilitare? Costurile sunt foarte mari. Suma exactă de contract o să vă prezint la primărie, dar nu sunt mici. Ne se ridică la în jur de 500.000 de euro. Se putea construi o altă școală cu acești bani? Cu acești bani nu, sub nicio formă. Vă întreb pentru că nici nu erau poate finanțe. Mai apar și cârcotași care spun, suma asta construim o altă școală. Nu există posibilitatea pentru această sumă să construim o altă școală și nici fondurile europene nu ne-a permis construirea unei noi școli, ci finanțarea a fost pentru reabilitarea celor existente. Ce cursuri se desfășoară? În această școală se vor efectua cursuri pentru elevii clasele 5-8, cealaltă de alături sunt copiii de clasele 1-4. Clasele 1-4 sunt și în alte școli de pe raza localității, nu numai aici. Și în următoarea clădire, de care v-am spus, nouă, vor frecventa cursurile copiii de la grădiniță. Dacă tot vorbim de copii, au susținut examenul de final de an, clasele 5-8. Cum s-a desfășurat pe raza localității dumneavoastră examenul? În condiții normale, mâine va fi a doua etapă a examenului.
Ieri a fost prima etapă, urmează mâine a doua etapă, s-au respectat toate regulile de igienă și sanitare, s-au respectat toate regulile impuse pe linie de distanțare, în așa fel încât elevii să poată să-și susțină examenul de final de clasa 8-a în condiții normale. Sper ca și mâine să fie același lucru și să terminăm cu bine, să trecem cu bine și de aceste examene și de, bineînțeles, de această perioadă grea, atât pentru noi, pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinții acestora. Dar ne adaptăm în funcție de situație și o să facem lucrurile la nivelul localității în așa fel încât să deruleze cât mai bune condiții, în așa fel încât să nu avem probleme de niciun fel. Cam în cât timp preconizați ca reabilitarea să fie finalizată? Eu cred că până în toamnă, poate nu până la începerea anului școlar, dar până la sfârșitul anului acesta această construcție să fie dată recepționată și dată în folosință, în așa fel încât copiii să revină înapoi la cursuri la această școală, pentru că la începutul anului școlar următor, adică în septembrie, probabil elevii vor frecventa cursurile în alte locații, de pe raza localității, la alte școli, bineînțeles, vor fi transportați în condiții normale și de siguranță la celelalte școli, în așa fel încât să nu suferă copiii și cadrele didactice cu privire la relocarea lor din această incintă până la finalizarea lucrării. Un număr aproximativ de copii care va fi relocat la alte unități școlare? De toți copiii care frecventează clasele de la clasa 5-a până la 8-a și vorbim de în jur de 150 de copii care vor fi relocați în alte clădiri de pe raza localității, cu destinație școală. Mi-aș dori dacă se poate să intrăm puțin sigur, în școală. Sigur, puteți să luați imagini, dar vedem. Acum este foarte rău, pentru că întotdeauna, înainte de a face, trebuie să demolezi. Și în momentul în care demolezi, faci mizerie dezordine. Dar luați imagini acum și o să le vedem și la recepție cum arată această școală după ce va fi finalizată. Nu putem să facem o investiție până nu dărâmăm. Întâi demolăm și după aceea construim. După cum ați spus și dumneavoastră, ne putând fi organizate competiții sportive în această perioadă, am găsit de cuvință să încercăm să facem mici reparații și la această bază sportivă, în așa fel încât momentul în care vor începe aceste competiții, sportivii din localitatea Budești și nu numai să poată să și noi ca primărie să putem organiza competiții sportive la un nivel ridicat și corespunzător. Având și școala generală în reabilitare, odată finalizată lucrarea de
reabilitarea școlii. Pentru cei mici va fi o bucurie dublă în momentul când vor reîncepe orele de curs, da, vor sigur, veni pe teren. Pe această bază sportivă vor efectua competiții sportive și antrenamente și copiii de la școala Budești, asta cu siguranță, pentru că se află aproape în aceeași incintă, pe un teren alăturat școlii de centru și este normal ca elevii să-și desfășoare activități sportive pe această bază, lucru care l-au făcut și până acum. Așa cum v-am spus mai înainte, acum se lucrează la, să zicem, la lucrările de finisaje la această grădiniță. Grădinița este construită de la zero, pe Programul Național de Dezvoltare Locală și sper ca până la începutul anului școlar, adică până în luna septembrie, această clădire să fie recepționată și pusă la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor, în așa fel încât anul școlar 2020-2021 pentru copiii de la grădinița de centru Budești să și înceapă activitatea aici. Cum ați reușit să accesați fondurile necesare pentru construcția acestei grădinițe? Am depus documentația la finanțare la Ministerul Dezvoltării pentru această investiție, cât și pentru alte obiective. Vorbim de 7 obiective care au fost depuse documentațiile pentru finanțare. Din cele 7 am obținut finanțare pentru 4 investiții, investiții care la acest moment la toate se lucrează și sunt în diferite stadii de lucrări. Una dintre ele este deja finalizată, vorbim de podul peste părul Sâmnic din punctul Andronești, investiție care a fost recepționată deja. Să înțeleg că dacă vrei să faci treabă într-o comună, se poate face fără absolut nicio problemă, important este să și vrei. Important este să fii perseverent și să și înseamnă foarte multă muncă.
suntem în satul Budeș, punct Andronești, la o investiție care este finanțată din buget local. La acest drum, la acest moment, se lucrează la modernizarea drumului, în sensul că se construiesc rigolele de scurgere a apelor pluviale și podețe la intrările în proprietate. Acestea sunt măretele rigole de colectare a apelor pluviale. Da, sunt rigole de colectare a apelor pluviale. În prima fază s-a așternut taratul de asfalt fără rigole. După aceea a trebuit să facem și această investiție, pentru că un drum fără rigole este aproape, să zic, ca și cum ar fi supus degradării. De ce am spus mărețe rigole? Deoarece la dumneavoastră, în comuna Budești, am apucat și eu să văd cum arată o rigolă de colectare a apei pluviale. Pe unde mă plimb prin județul ăsta, sunt foarte extrem de rare, dacă putem spune așa. Da, așa este, nu s-au dă importanță la ele, pentru că au o valoare totuși mare de construire, dar sunt necesare și trebuie neapărat făcute, pentru că altfel structura drumului se degradează, așa cum v-am spus mai înainte. Și o să vedeți că la nivelul localității sunt și altfel de rigole construite și în acest moment o să mergem la o altă investiție în care o să vedeți alt tip de rigole, în așa fel încât să putem să protejăm atât drumurile de acces, cât și proprietățile cetățenilor de inundații. Am spus mai înainte că o să vă arăt la o altă investiție un alt fel de tip de rigole. Rigole care a trebuit construite, montate aici pe tronsonul acesta, pentru că tot ceea ce înseamnă rigolă în această zonă preia apele pluviale, depurează cel puțin de, să zic, 10-20 de hectare de teren. Teren care, pe care se află și locuințele cetățenilor din această zonă. Întotdeauna aveam probleme cu apele din plui, cu apele pluviale, pentru că intrau în gospodările cetățenilor și le inunda recoltele, cât și le afecta construcțiile. Am început această lucrare tot din buget local, lucrare care se află aproape de finalizare, este efectuată în proporție de, să zic, 80%. La acest moment se lucrează la finalizarea regulilor de scurgere la apelor pluviale. S-a efectuat extindere de rețea de canalizare pe 3 străzi și modernizarea drumului pe 2 din cele 3 străzi și rigola pe tot tronsonul la cele 3 străzi. O investiție foarte complicată, ținând cont de faptul că a trebuit să evităm conductele de alimentare cu apă, rețele de energie electrică, de cablu și tot felul de probleme care le-am întâmpinat la această investiție, dar asta nu înseamnă că nu o finalizăm și nu o ducem la bun sfârșit, inclusiv conducta de gaze și tot felul de conducte care au fost pe acest drum amplasate și a trebuit să le evităm și să le protejăm în așa fel încât și investiția noastră să aibă o finalitate bună și o eficiență bună pentru ceea ce ne-am propus. În câteva săptămâni această investiție va fi finalizată și recepționată. Va fi recepționată doar lucrarea de colectare a apei pluviale? Nu, sau va fi recepționată lucrarea. Toată lucrarea este la pachet licitată, adică colectarea apei pluviale, extindere rețea de canalizare și modernizare drumuri. Deci cele trei drumuri sunt licitate la pachet pentru lucrări și vor fi finalizate și recepționate la fel. Se va turna un covor asfaltic din câte am înțeles. Da, din două straturi, pe această stradă, strada Bradului, și mai este o stradă din acest proiect care va fi modernizată la fel. Ne puteți spune și nouă care este secretul dumneavoastră? Secretul nu este, v-am spus, nu este niciun secret. Secretul înseamnă multă muncă, foarte multă muncă pentru a obține finanțări și a obține bani și la fel de multă muncă pentru punerea în opera investițiilor pe care mi le-am dorit. După cum ați văzut și dumneavoastră, numai prin ceea ce v-am arătat astăzi, la acest moment localitatea Budești se află într-un continuu șantier.
șantier care cu siguranță va continua și în anii următori, pentru că mai sunt foarte multe lucruri de făcut pentru Comuna Budești, în așa fel încât această comună să fie cât mai dezvoltată și cât mai atractivă pentru populație și pentru investitori. Făcând abstracție de faptul că dumneavoastră sunteți primarul Comunei Budești, cât de importantă este voința edilului de a realiza ceva în comună? În primul rând, trebuie să, când ai intrat pe funcție la primărie, atât de primar sau de viceprimar, trebuie să știi la ce ai venit, trebuie să cunoști administrație, trebuie să cunoști doleanțele cetățenilor, nevoile cetățenilor și a comunității și trebuie să facem în așa fel încât localitățile pe care le gestionăm, comunitățile pe care noi le păstorim, să le facem cât mai atractive și cât mai bine dezvoltate, pentru că eu consider că de primarul localității depinde dezvoltarea unei comunități. Primarul este cel care este dator și obligat să obțină finanțări, să facă în așa fel încât, dacă are o viziune de dezvoltare a localității, trebuie să facă în așa fel încât să se țină de ce a spus și să pună în operă tot ceea ce și-a dorit. Dacă își dorește ceva, dacă își dorește să obțină decât salariu, atunci asigur că lucrurile nu merg așa cum trebuie. În privința proiectelor cu finanțare europeană, această finanțare se obține greu, proiectul se face greu sau intră tot la categoria voință? Toate proiectele se fac greu, finanțările se obțin la fel de greu. Tot înseamnă, cum v-am spus și mai înainte, de voința și de puterea primarului și de modul de a ști să-și construiască o echipă, de a fi alături de Consiliul Local pentru a-și promova proiectele, în așa fel încât să-și pună în practică ceea ce își dorește. Sunt multe lucruri de spus cu privire la administrația locală, la consilii locale, la angajații primăriilor, dar primarul este cheia. Dacă știe să pună toate lucrurile la punct, cu siguranță și lucrurile toate vor merge așa cum trebuie. Dacă nu, sigur că se vor fi piedici și localitățile nu se dezvoltă așa cum ar trebui. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru scurtul material realizat în Comuna Budești și aștept cu nerăbdare să ne revedem în momentul când vor începe lucrurile de asfaltare. Cu siguranță ne vom revedea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Sănătate. We'll be right back.